Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre News Express. Sărbătorile se apropie cu pași foarte repezi. Magazinele deja de o lună și ceva au pus în vânzare produse cu tematică de Crăciun. Iar noi, de asemenea, ne căutăm ținute, probabil pentru a le face surprize celor dragi. Ținute de Moș Crăciun, la acestea mă refer, desigur. Există însă și un Moș Crăciun care va veni nu doar pentru o familie anul acesta și în anii care au trecut și în anii care vor veni. Există un Moș Crăciun mult mai important care va veni în zeci, poate sute de familii nevoiașe din județul Buzău. Și aici vorbim despre moșii de la Crucea Roșie, al căror reprezentant a fost invitat astăzi în studioul nostru. Este vorba de doamna Floarea Bârzu, coordonatorul filialei Crucea Roșie, filialei Buzău. Bine ați venit la emisiunea noastră, doamna Floarea Bârzu. Bună ziua și bine v-am găsit. Așa este. Anul ăsta chiar la sute de familii vom merge. Din fericire, sunt foarte mulți oameni care ni s-au alăturat, oameni de bine, o asociație, de exemplu, din Anglia, cu ajutorul nostru, vor să ajute 300 de copii. Aceasta ar fi 300. O premieră cu asociația de care nu, vorbiți? Nu, au mai ajutat și ceilalți ani. Întotdeauna cer anchete sociale și familii de la noi, de la Crucea Roșie, și noi îi direcționăm către cei la care noi nu putem ajunge. Pe lângă acești 300 de copii, mai avem proiectul social, unde vom merge la 50 de familii, mai avem proiectul Banca de Alimente, unde vom merge la alte, zic eu, undeva 40-50 de familii, că încă n-am terminat de făcut pachetele, să vedem exact câte ne ies. Și mai mult de atât, un club din Buzău, pub, O'Brothers se numește, da, că n-am fost niciodată. Puteți acolo menționa până acum. Ce se nume atunci când e vorba, da, de acțiuni umanitare, bineînțeles. Da, este vorba de o acțiune umanitară și am rămas plăcut surprinsă că de regulă noi ne ocupam și nu este ușor să organizezi un spectacol, un balon. Noi am organizat mai tot timpul în ultimii ani. E, de data asta, domnul Mihai m-a surprins aseară cu telefonul spunându-mi că deja este organizat spectacolul și avem artiști 1 și 1, buzoieni și nu numai, și de la București, am înțeles. Asta va fi vineri, începând cu ora 10 seara, unde invităm pe toată lumea care să gândesc la cei mici și nevoiași, care își doresc o jucărie, o hăinuță, deci pot veni cu o jucărie, intrarea este liberă, cu condiția să doneze o jucărie, o hăinuță, un aliment neperisabil sau niște bănuți în urne. Bănuți din care vom cumpăra ce trebuie pentru copii. Și pentru că am înțeles că niște tineri de la, se ocupă cu, nu știu, voluntari? Off-road, mașini din astea de teren, da. Este vorba de acești parteneri care fiecare an de sărbători, dacă nu mă înșel, vă ajută să ajungeți în comunitățile au mai au fost izolate alături de noi, numai că de data asta n-am vorbit eu cu dumnealor, a vorbit domnul Mihai, de asta nu știu exact care club, care e, și pentru că vin dumnealor, o să ajungem în zone la care nu visam noi să ajungem de Moș Crăciun. Ultima dată când am fost, de exemplu, la Chilii, eu personal am avut o întreagă aventură, am fost trași și de o căruță, am fost trași și de un autobuz, a fost o aventură, mulți voluntari pe jos, alții cu căruță, alții, ca să ajungem într-o iarnă până la acele familii. Dacă nu mă așa, la pe asfaltul urmă se termină pe la Cănești. Sau, eu țin minte că am fost o singură dată pe traseul acela, dar era vară. Da. Și cred că aproape de Cănești se termină asfaltul. De la Cănești la Chiliile mai e ceva pâine de mâncat. Ce să vă spun, prin zonele astea e jale când trebuie să mergem, pentru că noi nu avem mașini puternice. Noi, de fapt, avem o singură mașină donată de Dacia Pitești. O Dacia care sărăcuța chiar și-a făcut treaba. Da, dar și-a făcut treaba, n-am ce să zic. Iar ultima dată la Chilii cu băieții de la BGS am fost și cu voluntarii noștri și am ajutat câteva familii. Ei, acum profităm și acolo unde ajungem noi mai greu, o să încercăm să ajungem la copilașii din familiile fără venituri, cu venituri foarte mici,
familii monoparentale, avem foarte mulți. Deci foarte una peste mulți. Alta, dacă ar fi să adunăm beneficiarii tuturor acestor acțiuni pe care dumneavoastră le-ați programat pentru perioada sărbătorilor, cam care ar fi numărul acestora? Păi vreo 300 de copii, cu 50 iar 100 de familii, plus ce se va strânge acum la spectacol, poate vreo 100 de familii, nu știu să vă spun exact, deci cred că ne urcăm așa pe la 500 anul ăsta, e mare lucru. E mare lucru. Bărzu, dacă ar fi să punem în balanță contribuția firmelor, agenților economici și contribuțiile personale ale cetățenilor, cam care predomină? Unde este ponderea cea mai mare? De unde vă vin resursele cele mai importante? De la oamenii simpli sau de la aceste firme? În general, și când avem o problemă, nu știu, de viață și de moarte, pentru o familie, pentru un copil, pentru un tânăr, în general, oamenii simpli vin. Credeți-mă, o sponsorizare de la o firmă, nu știu, cred că acum 2 sau 3 ani am avut singura firmă din Buzău, care când și când ne mai sponsorizează câte o sumă. În rest, la noi banii nu vin de nicăieri. Avem un proiect social, asta înseamnă că noi am muncit, am depus un proiect, venim și noi cu 10% cofinanțare, da, și ajutăm 50 de familii lunar. Este foarte greu. Proiect cu Ministerul Muncii, presupun. Nu, da. Au fost bani la Consiliul Județean, da. Proiect social, am depus proiect, dăm raport lunar. Cu beneficiarii, cu familiile, cu tot ce trebuie. Celălalt, banca de alimente, este un recipient în Carrefour, toată lumea știe, din toată țara, este în toată lumea este proiectul banca, proiect de alimente. De tradiție, exact. Banca de alimente. Exact. Da. Dacă nu mă înșel, cred că de vreo 3 ani. Din 2009. Din 2009. La Buzău, da. Da, am fost printre primele județe, da, care am avut proiectul. Credeți-mă, acolo, omul simplu, oamenii simpli, în general, mai ales de sărbători, de Paști, de Crăciun și mai ales când facem noi apel, că s-a întâmplat o nenorocire, fie că e vorba de înzăpeziri, de cutremur, de inundație, am făcut apel, deci credeți-mă, la ultimile înzăpeziri mai puternice, când am avut atunci în 2012, nu priditeam să ridicăm alimentele. La 2 ore, mașini întregi căram de alimente și am dus atunci tot la fel, sute de familii, ce mai știu, fără să mă uit pe situații, că e foarte greu, avem așa de mult de lucru, că de multe ori spui întrebarea de unde, că banii chiar nu vin de nicăieri. Singurii bani care vin la noi vin din cursurile de formare profesională, cursuri de prim ajutor, astea sunt contracost și vin ceva bănuți la filială. Cât să putem funcționa și cât să putem fi și este bine, că suntem 3 angajați pe tot județul, în rest cu voluntariat. Colaborarea cu administrația locală. Deci, cum funcționează? Mă refer, de exemplu, la primării, serviciile sociale de la nivelul comunelor. Da. Vă ajută? Vă fac propuneri vis-a-vis de familiile acestea cu situație dificilă, să zicem, cu situație socială deosebită? Dacă ne fac sau propuneri, dumneavoastră îi căutați și întrebați, domnule, aveți acolo niște potențiali beneficiari? Depinde, că noi de... avem niște pachete, da, și am vrea să le dăm. Da, depinde de la un caz la altul. Adică e un interes din partea lor? Sigur, depinde de la un caz la altul. Primesc telefon și solicitare de ajutor când se întâmplă o alunecare de teren, cum am avut anul trecut, ultima, la Bisoca, da, unde au rămas acele 9 familii pe drumuri. Și bineînțeles că am răspuns solicitării. Sau avem acum solicitări, nu prea am făcut față la tot ce ni s-a, de exemplu, nu știu, la Râmnicelu, când vom ajunge. Ultima solicitare. Că deja listele sunt făcute, avem foarte multe localități și eu nu promit niciodată că dacă am apucat să spun da, venim, nu știu cum am să fac să ajung, că trebuie să ajung, dacă am spus da. Așa că deocamdată nu mai avem în așteptare câteva localități și vedem. Întreb și de asta. Există la dumneavoastră cumva un fel de listă de așteptare, să-i spunem? Adică solicitări care s-au îngrăbândit peste dumneavoastră, iar dumneavoastră a zis primul venit, primul servit.
Există solicitări așa, sigur, pe termen lung, de exemplu, să știți că bă, pentru Paște deja avem astea 100 de familii pe care nu am reușit să le rezolvăm de Crăciun. Deci n-aș avea liniște, credeți-mă, cred că n-aș dormi noaptea să știu că am solicitări și să stau până la Paște. Nu, deci trebuie să facem ceva, organizăm ceva, nu știu. Și cred că este un Dumnezeu deasupra. Pentru că întotdeauna tot ce mi-am propus, tot ce ne-am propus să facem sau când am spus că trebuie să ajungem la familia respectivă sau trebuie să ajutăm cu ceva, l-am spus, cred că este un Dumnezeu deasupra, că nici nu-mi termin bine gândurile și că într-o zi, două, trebuie să rezolvăm. Nu, nu se poate altfel. Ce să facem? Cu banca de alimente, deci spuneam că am cam înțeles cum stă situația, se colectează acolo la punctul acela de primire din Carrefour, care funcționează în permanență. În permanență, dar... Dacă de... mă înșel la început, era amplasat doar temporar, în anumite intervale din an sau înaintea sărbătorilor. Nu, sau... tot timpul este amplasat, numai că oamenii donează foarte mult de Paști, de sărbători și când se întâmplă câte o nenorocire și... Apropo de asta, chiar vreau să vă spun, țin să menționez acest lucru, e experiență de 11 ani. Buzoienii noștri sunt extraordinari, extraordinari, de uniți, de solidari când un om este în suferință sau mai mulți oameni sau familii întregi. Deci vă spun cu mâna pe inimă. Eu am participat, de exemplu, la o campanie de colectare de bunuri, în special haine, în anul 2000, atunci când lucram la un alt post de televiziune. Acea campanie a fost organizată aproape exclusiv de către acest post de televiziune. Autoritățile locale au avut o foarte mică implicare, autoritățile locale din Transilvania, pentru că vorbesc de niște inundații devastatoare care s-au produs în câteva localități din Ardeal. Vreau să spun că la momentul respectiv oamenii nu au beneficiat de o îndrumare corespunzătoare, astfel că majoritatea au adus saci plini de haine vechi, ciuruite, niște nenorociri. Vreau să vă spun că în momentul în care tirurile se încărcau cu acele bunuri, să le spunem, era un miros acolo, motiv pentru care multe din aceste donații au fost și refuzate în momentul în care au ajuns la destinatari. La dumneavoastră se pune vreodată astfel de problemă, având în vedere experiența pe care o aveți în organizarea unor astfel de evenimente, de acțiuni? Nu. Cu o rețea pusă la punct în toată țara? Sau? Nu mi s-a întâmplat așa ceva. Eu am venit în 2006 la Crucea Roșie, în ianuarie. Primul eveniment s-a întâmplat în 2008 cu inundațiile din Moldova. La Răcăciuni, pe acolo? Da, am fost la... Suceava, la Botoșani, la Neamț, în multe județe am fost atunci, a fost o mare campanie și următoarea a fost în 2010, tot în Moldova. Deci m-au impresionat câte magazine au venit și comercianții din Gorbaciov au donat haine noi. În afară de asta aveam și noi cortul Crucii Roșii, unde erau voluntarii care primeau fiecare pachetel și pe loc se triau. În primul rând este o obligație legală. Nu ai voie să primești donație de haine decât noi sau cu dovada igienizării. Deci nu probabil este voie. Este o prevedere ceva mai nouă. Da, nu știu. Eu știu de când sunt eu. Da, da. Nu au, mă rog, da. Nu, dar e păcat să ne batem joc de oameni. Deci ori depunem un pic de efort, dar facem ceva care să le venim în sprijin, nu să-i... Altceva voiam să subliniez, faptul că dumneavoastră, prin personalul calificat pe care îl aveți acolo la Societatea de Cruce Roșie, aveți capacitatea să îi organizați pe binevoitori, să le spuneți, domnule, acum asta că am terminat cu astea, avem nevoie de alimente, sau este iarnă și nu știu ce, avem nevoie de teracotă, de materiale de construcție sau ceva, ca să refacem case distruse. Da. Deci, în funcție de natura evenimentului, dumneavoastră aveți capacitatea să-i direcționați pe oameni către o anumită latură. Fără discuții, deja acum m-am obișnuit, numai indiferent ce se întâmplă, știu momentul următor ce trebuie să fac și întotdeauna sun la sursă, exact acolo unde s-a întâmplat evenimentul și întreb exact
ce au nevoie. Și asta am făcut de la început. Că țin minte, în 2008 am avut și o urnă de strâns și s-au strâns câțiva bănuți. Bun, de ce să mă duc eu să cumpăr alimente sau să cumpăr apă sau să cumpăr haine sau să cumpăr, că poate dumnealor au de, deja nu mai au nevoie. Primul lucru care l-am făcut, am sunat și am întrebat ce aveți nevoie, ce credeți că mi-au cerut? Lapte praf, Pampers pentru copii și oale, vase de bucătărie. Probabil nu, e de bănuțe, exact ce au avut nevoie, asta am cumpărat. A doua oară când s-a întâmplat, tot la fel am strâns niște bănuți și am întrebat ce au nevoie. Erau, țin minte, la Dorohoi 100 de familii în 100 de locuințe modulare. Nu au voie în locuințe modulare cu butelii, cu sursă, da, din asta de așa. Și aveau nevoie de plite electrice. Plite electrice cu Nokia, au spus ei, ca să-și poată încălzi și o mâncare, să-și mai facă și un ceiuț și își făceau și cald. Țin minte atunci că nu mi-ajungeau banii cu vreo 1000 de lei, parcă, din ziua, adică să iau exact 100, că nu poți să te duci să dai la 50 sau la 98 de familii și la 2 să nu dai. Chiar TV-satul ne-a ajutat atunci, țin minte, să a completat suma de care era nevoie, le-am luat de la practică și am plecat împreună și cu o echipă TV-sat la Dorohoi cu acele plite electrice. Dar exact cum spuneam, eu întreb și duc exact ceea ce trebuie. Ce au mai avut nevoie la Dorohoi? Au mai avut nevoie de medicamente și materiale sanitare. Spitalul era golit, pur și simplu, și era și o epidemie, atunci, mă rog. Și atunci am făcut un apel la o firmă care știam că au suflet și întotdeauna sar să ajute și n-au donat bani, au mers, am cerut o listă de la spital exact cu ce medicamente și materiale au nevoie. Le-am dat lista, au cumpărat exact ce a fost nevoie și cantitatea, am încărcat mașina și am plecat la Dorohoi. Ca și furnizor de servicii sociale este foarte eficient ajutorul și pentru ei. Corect. În momentul în care îți vine o basculantă de haine la ușă, iar ție ți-a picat casa pe jos. Normal, sau n-ai unde să stai, ce să faci cu haine. Să-ți reconstruiești și nu să te îmbraci cu 10 cojoace când afară sunt 35 de grade. Da. Alte acțiuni cu care vă puteți lăuda dumneavoastră, că în ultimele zile am remarcat un gest minunat pe care l-ați făcut, bineînțeles, la sesizarea cuiva, așa cum se întâmplă, spuneți, în majoritatea cazurilor. Este vorba de Patacea, Emilia, de la Direcția Apelor, al cărei apel disperat la viață pentru ea și pentru gemenii pe care urmează să-i nască, a găsit ecou puternic. Așa în este. Comunitatea buzoiană. Exact ce vă spuneam mai devreme, că sunt impresionată cât de solidari sunt buzoienii, cât de săritori atunci, cel puțin nouă la Crucea Roșie, de câte ori am făcut un apel către populație, ni s-a răspuns. Ni s-a răspuns neașteptat de prompt și foarte mulți oameni. Acum, apropo de acest caz, un caz chiar impresionant, o tânără de 36 de ani, care are acasă un băiețel de 2 anișori, și-au mai dorit un copil, ca orice familie care își dorește un copil. Am înțeles că au fost probleme și de la prima naștere, fiind prin cezariană. Acum, la a doua sarcină, are numai 6 luni. Din păcate sunt probleme mari de sănătate. Și are 2 gemeni. Are 2 gemeni. Avea nevoie urgentă de sânge, m-a sunat o doamnă de la locul dumneei de muncă, de la Direcția Apelor, care nu numai că era colegă, erau și prietene, aproape plângând mi-a povestit care este problema. Sincer, chiar nu mă așteptam așa, cum să vă spun, e vorba de o oră, două, când oamenii deja s-au dus la centru de transfuzii să doneze sânge. Chiar am întrebat acum pe doamna director de la centru de transfuzii și îmi spunea că până acum 109 persoane au ajuns acolo să doneze sânge pentru Emilia.
Da. Și foarte mulți care s-au dus că m-am bucurat. Și colegii noștri au filmat acolo vineri dimineață și am înțeles că vreo câteva zeci de polițiști locali s-au prezentat în prima fază pentru a o ajuta pe Emilia. Primul telefon care l-am primit a fost de la poliția locală, care au vrut în mod organizat să vină să doneze sânge pentru doamna Emilia și am stabilit dimineață la ora 7-8 să ne întâlnim acolo la centru de transfuzii și mi-a spus domnul că sunt vreo 20 veniți, restul, mă rog, au fost în tură de noapte, cum lucrează dumnealor în ture, dar vor mai veni. Și chiar acum am întrebat, înainte să vin încoace, până acum au fost 39-40 de polițiști locali și vor mai veni. M-am bucurat tare mult, m-am bucurat, de fiecare dată mă bucur. Atunci când putem, știți, mă gândesc așa, acum în preajma Crăciunului, ce gest mai înălțător ai putea să faci pentru un om decât acela de a contribui? Da, să-l ajuți, să-i salvezi viața. Și nu un om, că e vorba oameni. De trei suflete aici. Trei suflete care n-au nevoie de altceva în acest moment decât ce știți despre Emilia la momentul acesta? Este mai binișor. Un stabilizată, din ce mi-a spus, că tot timpul țin legătura cu colegii și întreb cum este, cum se simte, și medicii speră să o țin așa stabilizată până în ianuarie, ca în ianuarie să îi facă cezariana și poate ne ajută Dumnezeu și trăiesc și copiii și va fi totul bine. Noi așa sperăm. Din păcate, timpul trece foarte repede aici la TV Sud-Est, în emisiunea noastră, și mai avem doar două minuțele, doar atât cât să mai răspundeți la o întrebare. Care este procedura în cazul unor asemenea apeluri umanitare? De exemplu, atunci când cineva are nevoie de sânge ca Emilia. Trebuie să vină cineva la dumneavoastră direct, poate rezolva și prin telefon, trebuie să vină cu niște acte medicale care să ateste nevoia pe care o are persoana respectivă. Da, bineînțeles că o solicitare trebuie să vină de undeva, că n-am de unde să știu de caz până poate cineva nu... Da. Poate veni de la spital, poate veni de la, mă rog, de la familie, de la colegii Dar de serviciu. Cum încercați, de exemplu, să triați niște apeluri false? Poate sunt niște rovoitori care vor să... Păi, doamna, în ultimul caz, doamna care m-a sunat este director adjunct, din ce știu eu, ne cunoaștem de mult, ne întâlnim la ședințe, deci nu se punea problema că este un apel fals. Da, deci nu... Altă dată îmi vin. Nu vorbim de cazul acesta, nu mă înțelegeți greșit. Da. Vorbesc în general, depinde de la caz la caz. Altă dată vine tata sau mama, da, unui copil bolnav cu dosarul. Da. Și îmi spun ce probleme și ce nevoi au. Altă dată v-am spus, de la centru de transfuzii din București sau de la Crucea Roșie Română sau sunt sunată de o primărie sau depinde de la caz, oricine poate să vină să ne sesizeze. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, vă doresc sărbători fericite și să vă atingeți toate obiectivele pe care vi le-ați propus acum în prag de anul nou. Întru bucuria beneficiarilor dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun aici din studioul TV Sud-Est de la dumneavoastră. O seară bună și rămâneți alături de noi pentru a urmări și alte repere interesante din programul nostru.